Anchetăm poliție după ce patroana unui salon de înfrumusețare din Galați și-a făcut reclamă îmbrăcată în polițist. Lume, în 2024 reclama a atins alte culmi. În Galați, surpriză mare! Anchetăm poliție după ce patroana unui salon de înfrumusețare din Galați și-a făcut reclamă îmbrăcată în polițist. Femeia ar fi împrumutat uniforma de la o prietenă în încercarea de a atrage clienți din rândul angajaților statului. Agenta care a dat hainele oficiale urmează să fie cercetată disciplinar și riscă să fie dat afară. Echipată complet în polițistă, patroana salonului de înfrumusețare, o femeie de 41 de ani, se plimbă prin fața cabinetului și le promite reduceri angajaților în uniformă. La cum arată doamna fals polițist, credem că s-au înghesuit clienții. Alo, la înfrumusețare și epilare definitivă, nu vă gândiți la prostii. Iată acum o doamnă din poliție care nu o să treacă niciodată pe la salonul cu pricina pentru că ea nu are timp de așa ceva. Ea e în exercițiul funcțiunii. Polițiștii din cadrul secției 1, Poliție Galați, s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uzurpare de calități oficiale. Polițiștii nu au fost interesați de reduceri, ci de colega lor care i-a împrumutat femeii uniforma oficială. Potrivit surselor Observator, cea care a ajutat-o este o polițistă de 43 de ani care lucrează într-o comună de lângă Galați. Este angajată de 8 ani în Ministerul Afacerilor Interne din sursă externă și este prietenă cu esteticiana. Polițista va fi cercetată disciplinar și riscă să-și piardă postul. Auzi, mă pot duce la salon să spun, domnul polițist m-a înturmentat. Știu că e păcat, mă rog. Mă întreb dacă doamna patroana salonului ar fi oferit reduceri bucătarilor și nu la polițiști. Da. Ar fi fost îmbrăcată doar în șorți? Da, cine știe. Ce vise! Sau dacă preoții erau pe lista ei de reduceri, ce își punea doamna pe ea? Eu, de exemplu, dacă eu aș fi vrut să o văd îmbrăcată în pompier. Dar de ce? Să-mi stingă focul!